Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare are loc începând de astăzi până în data de 14 martie, iar listele cu elevi înscriși în învățământul primar în anul școlar 2014-2015 vor fi publicate în 11 aprilie. Încă de la primele ore ale dimineții, părinții au luat drumul școlilor pentru a fi siguri că cel mic nu a rămas pe din afară. Trebuie să fim primii, să începem cu dreptul. De-abia așteptăm să înscriem fetița și să ajungă aici. Asta ne dorim, asta vrem. Aici a terminat și mama copilului, soția, și o școală foarte bună. Procedura este simplă, părinții trebuie să prezinte o serie de documente la sediul unității de învățământ, după o metodologie stabilită de Ministerul Educației. Pentru înscrierea la clasa pregătitoare, e nevoie de completarea cererilor tip, copie de pe buletinele părinților, carte de identitate, adeverință cu vaccinurile de la medicul de familie și, unde e cazul, recomandarea pentru testarea psihosomatică. Unde e cazul? Unde nu au 6 ani împliniți la 31 august. Certificatul de naștere în copie și cam atât. În perioada 21-22 martie, unitățile de învățământ vor afișa lista candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă. A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare are loc din 24 martie. Prima sesiune începe astăzi, se finalizează în data de 14 martie. Nu contează ordinea înscrierii, sunt niște criterii care vor fi evaluate la finalul acestei etape, după ce avem toate dosarele. Avem 75 de locuri, 3 clase și urmează să finalizăm înscrierea în data de 14 pentru această etapă. În această perioadă, în fiecare unitate de învățământ cu clase pregătitoare va fi organizată Ziua Porților Deschise, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare. În perioada 18-20 martie vor fi procesate cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție pentru locurile rămase libere. În 21 martie are loc repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar care nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție. Cea mai are o surioară mai mare în clasa 9 și suntem foarte mulțumiți de școală, e școală foarte bună și... Deci ați venit să veniți chiar în prima zi? Să scăpăm de stres și să fim liniștiți că e înscrisă la școală. În intervalul 14-18 aprilie vor fi centralizate și soluționate de către Inspectoratul Școlar cererile părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Ministerul a realizat și calendarul înscrierii în clasa 1 a copiilor de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa 1.